să fim din nou împreună. După, hai să zic, după o pauză de câteva, eu știu, câteva zile în care am sărbătorit sărbătorile de Paști, în care ne-am distrat, am sărbătorit, am mâncat, nu-i așa? Poate am mai pus ceva acolo, ceva nedorit, mâncarea ne-a plăcut, dar nu și kilogramele sau, mă rog, sutele de grame pe care le-am pus. Însă, uite așa, încet, încet ne reintrăm în normal, în activitate și spun bine ați revenit tuturor. Bine ați venit celor care sunteți noi, cei care sunteți pentru prima dată sau cei care sunteți mai la început în, aceste întâlniri. Și vreau să vă felicit pentru că ați ales să petreceți cu noi în această seară sau, mă rog, zilele de miercuri, de luni, în care puteți să primiți informații de la lideri prețioși, lideri valoroși, cu foarte multă experiență, informații și idei care vă pot ajuta, de ce nu, să reflectați și să luați cele mai înțelepte decizii. Pentru că întâlnirile astea, sincer, chiar ne ajută, pentru că toți cei care sunt stabiliți ca și speaker, ca și vorbitori, au în spate o experiență și vorbesc despre tot ceea ce a însemnat și au acumulat de-a lungul timpului, experiență și viziune asupra activității pe care o desfășurăm. Așa că bine ați venit și sper ca după întâlnirea asta să fie un punct în plus pentru care să vă ajute să luați decizii pentru dumneavoastră. Și la sfârșitul întâlnirii chiar o să lăsăm câteva minute și pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, tocmai ca să puteți să vă elucidați mai bine sau să aflați răspunsuri la ceea ce poate n-ați înțeles foarte bine pe parcursul întâlnirii. Pentru că oricât de mult am vrea, nu avem cum să înțelegem chiar tot din prima întâlnire, astfel încât să spunem că suntem extrem de cunoscători și le știm pe toate. În permanență învățăm, în permanență vedem, luăm contact și legătura cu oameni care au experiență și în felul ăsta ne îmbogățim și noi cunoștințele. Așa că, dragilor, încă o dată bine ne-am regăsit, bine ne-am reîntâlnit, chiar mi-era dor de voi, mă bucur și mulțumesc celor care au deschis camerele. Cei care nu aveți coafiurile încă foarte făcute, mă rog, ați ales să închideți camera, dar chiar nu-i problemă, ați văzut ce a spus Aurica, că ea nu s-a pieptănat și de aia arată într-un anumit fel mult mai bine, că mi-a sărit în ochi. Măi, ce ți-ai făcut, că arăți foarte bine. Așa că nu vă faceți complexii, chiar dacă sunteți și în pijamale, oricum se vede de aici în sus, dați-vă drumul la camere și ne mai și vedem. Așa, bun. Hai să dăm start lucrurilor, pentru că titlul pe care dumneavoastră l-ați văzut în acest eveniment sună interesant, nu-i așa? Pași importanți pentru un start bun. Și pentru ca să mă cunoașteți mai bine, cei care mă cunosc mai puțin, numele mi l-ați văzut acolo scris, mă numesc Luminița Dascălu și sunt mamă, sunt mama doi copii frumoși de care sunt foarte mândră, sunt soție, sunt antreprenor, sunt implicată în acest proiect de câțiva ani bunișori, aș putea să număr vreo 19 dacă stau să mă concentrez, nu știu când au trecut, dar pot să spun că au fost cei mai frumoși ani din viața noastră. Și la un moment dat am avut impresia că o să țin minte toate evenimentele importante, frumoase pe care le-am trăit, dar credeți-mă că m-am înșelat. O parte din ele am ales să le notez, dar la vremea în care le-am trăit nu m-am gândit să le notez, cum ar fi vacanțele. Și acum mă mai întreabă câte cineva pe unde ați călătorit, prin ce țări sau care a fost ordinea lor, nu mai țin minte. Știu doar că au fost atât de frumoase și trăiri atât de intense încât pot să spun că, așa cum am mai spus, cei mai frumoși ani din viața noastră. Nu ne-am născut antreprenori, atât eu cât și soțul meu am fost angajați, am fost bugetari, veșnic nemulțumiți pentru că salariile noastre erau mici în comparație cu nevoile și cerințele pe care le aveam și mereu ne puneam întrebări. Cum ne vom descurca atunci când vor crește copiii, pentru că la vremea respectivă nu ne ajungeau și
Astfel, eram amândoi preocupați de a căuta soluții, de a mai face ceva în timpul liber. Și cred că nu vă este necunoscut acest lucru, pentru că vă regăsiți o parte, poate, dintre voi sau cei care sunteți prezenți și care sunteți pentru prima dată. Probabil că și ăsta este motivul pentru care sunteți aici. V-au stârnit curiozitatea cei care v-au invitat și v-au spus că există o posibilitate de a câștiga venituri suplimentare, de a mai face ceva pe lângă, dacă ai o activitate principală. Dacă nu, sigur că poate fi și asta una principală. Și mereu în permanență, în căutare de ceva, tot am mai făcut, am mai început câte ceva. Dar nimic nu i s-a potrivit sau nimic n-a funcționat așa cum ne-am dorit. Și aici ne ghidăm după un proverb că nimic nu este la voia întâmplării, că totul e pregătit. Nu era pregătit pentru noi. Trebuia să găsim calea asta pe care până la urmă am găsit-o și am mers pe ea. Pentru că am început în agricultură, să facem ceva la munca câmpului, să căutăm să câștigăm de acolo ceva bani. Am început și alte activități. În fine, pot să spun că afacerea ne-a găsit pe noi, pentru că am fost invitați să vedem o informație legată de o posibilitate de a câștiga venituri suplimentare. Și cum nu puteam refuza familia care ne-a invitat, pentru că erau niște cunoștințe cărora le eram datori moral și ei ne-au făcut niște servicii și am mers să vedem despre ce-i vorba, dar, repet, nu neapărat că ne-au convins că putem să ne alăturăm lor, ci pentru că am vrut să nu-i supărăm refuzându-i. În fine, nu o să vă povestesc toată viața noastră legată de cum am început afacerea, dar atunci când am mers, am fost prezenți la această familie, am cunoscut o familie pe care nu o cunoșteam, n-am mai văzut-o niciodată și culmea este că ne-au stârnit interesul și ne-au și încrederea. Încrederea, pentru că știți, de obicei nu avem încredere în oameni necunoscuți pe care nu-i vedem sau îi vedem pentru prima dată, dar acești oameni, prin experiența pe care o aveau, prin statutul lor și prin atitudinea pe care o au abordat-o, sincer ne-au captat și am fost foarte atenți la informație, mai puțin eu, pentru că am mers oarecum pregătită să spun nu. De ce? Pentru că credeam că le știu pe toate, credeam că nu sunt făcută pentru asta și probabil vă sună cunoscut, nu? Nu sunt făcut pentru asta, nu cred că am să pot, nu cred că am să reușesc, mi se pare ceva nesemnificativ și, mă rog, suntem unii dintre noi câteodată așa mai, ca să nu spun că poș, mai reticienți la a vedea informații. De aceea, de-a lungul timpului, am devenit foarte îngăduitoare cu cei cu care am intrat în contact, pentru că știu cum am fost și eu la început. Destul de neîncrezătoare și nu am fost atât de abordabilă. Ei bine, așa cum spuneam, ne-au atras atenția și ceea ce ne-a atras atenția cel mai mult a fost faptul că acest proiect, această afacere sau, mă rog, această activitate, colaborare, spuneți-i cum vreți, cei care sunteți mai noi, poate vă este un pic, nu că frică, dar așa, cuvântul afacere sună greu. Și atunci luați-o ca pe o colaborare. Această colaborare nu implică riscuri financiare. Asta mi-a plăcut foarte tare, pentru că oricum nu mai aveam ce să risc, nu m-aș fi implicat într-o activitate în care trebuia să investesc, nu mai aveam, chiar n-aveam de unde. Eram într-o perioadă mai critică din viața noastră. Când spun critică, cei care ne priveau nu o vedeau așa. Am avut apartament, l-am vândut și ne-am cumpărat casă. Deci o investiție bună, aparent, nu? Dar această casă ne-a mâncat toate resursele financiare și datorii cu grămada și doar băncile știau numele nostru. Și ăsta era motivul pentru care nu ne-am fi implicat într-o activitate care presupunea investiții financiare. Și în momentul în care ne-au explicat că nici măcar nu ne afectează serviciul și nici măcar nu trebuie să neglijăm ceea ce facem, am zis, ok, hai să vedem, să fim mai atenți, să vedem despre ce este vorba. Și ne-au spus simplu, acum eu nu o să vă fac un plan de marketing, dar o să spun pentru cei care sunt mai noi sau pentru prima dată, că ne-a părut interesant faptul că e vorba de consum de produse, lucru care oricum îl facem. Nu trebuia să facem schimbări spectaculoase, ci doar să nu mai cumpărăm dintr-un magazin, să luăm din altul. Asta nu a fost o problemă, că vedeți că majoritatea dintre noi emigrăm dintr-un magazin în altul în ideea că vom găsi, eu știu, reduceri sau
chiar o vânzătoare mai amabilă sau multe alte lucruri. Și atunci am zis, ok, asta chiar nu e un lucru greu, să-mi schimb magazinul de unde îmi fac cumpărăturile. Al doilea pas m-a impresionat foarte tare faptul că toate produsele erau și sunt, vorbesc de timpul, la timpul trecut, pentru că era vorba de noi atunci, ne-au vorbit despre faptul că produsele sunt biodegradabile, că sunt net superioare calitativ ca și cele din comerț, că au exclusivitate, că au garanție de satisfacție, respectiv dacă nu-ți place ceva poți să returnezi, și a început să ne stârnească interesul și am zis, și chiar cred că și dintre voi, cei care sunteți noi, dacă v-aș spune că poți să cumperi produsele consumabile în casă la un preț mai bun, la o calitate net superioară, sigur că ai fi interesat. Ei, și punând și celelalte calități, ca să zic așa, în față, și faptul că dacă nu-ți plăcea ceva, puteai să returnezi și să-ți primești banii, am zis chiar nu riscăm și nu pierdem absolut nimic. Iar partea de business consta în faptul că putem să recomandăm și în cercul nostru de prieteni, de cunoștințe, această posibilitate elegantă și avantajoasă de cumpărături și să fim plătiți pentru asta. Nimic mai simplu. Sincer, mie mi s-a părut extrem de simplu. Mai târziu mi-am dat seama că nu e foarte simplu, pentru că erau niște tehnici despre care o să vă vorbesc, tehnici de lucru, tehnici pe care trebuia să ții cont de modul cum abordezi și cum faci lucrurile ca să îți iasă și să ai rezultate. Și ceea ce mi-a mai plăcut extraordinar de mult a fost faptul că cei care ne-au arătat acest proiect, această invitație la colaborare, ne-au promis că ne sprijină, ne susțin și ne ajută cu toate informațiile și toată experiența lor, ca și noi să putem să construim și să avem rezultate. Incredibil că pentru că până atunci nu am mai întâlnit o astfel de oportunitate în care să folosești produse de calitate, să fii încântat de rezultat și de și să fii plătit pentru asta și să mai fii și sprijinit și ajutat și să fii plătit, să fii plătit pentru toate serviciile care tu ești gata să le oferi. E, și am zis ok, dacă și alții au putut, cred că vom putea și noi. Și astfel am început, am luat decizia de a începe. E adevărat că eram șubrez un pic la început, nu încă credeam că nu o să putem, nu știam dacă o să reușim. Eram un pic ambigui, ne-a trebuit un pic de timp și ăsta e motivul pentru care am ales să vă vorbesc despre acești pași și să vă construiesc un pic încrederea și siguranța că puteți să mergeți înainte și fără să vă gândiți la aceste aspecte, că dacă o să puteți, dacă o să reușiți. Vedeți voi, întâlnirile astea sunt extrem de sunt fantastice, sunt extrem de benefice, pentru că sunt invitați ca și speakeri oameni care au experiență și vorbesc din tot ceea ce au trecut. Și nu fac altceva decât să vă pună pe tavă toată experiența și încrederea lor. Și astfel, dacă ești o persoană interesată să reușești fără obstacole, să reușești și să mergi mai rapid și să ai rezultate, nu trebuie altceva decât să urmărești și să respecti pașii. Pentru că și mie mi s-au spus la început, recunosc ceea ce ar trebui să fac și nu tocmai am făcut. Asta nu e o greșeală până la urmă, pentru că știți cum am învățat de-a lungul timpului că succesul se construiește învățând din greșelile și din eșecurile pe care reușești să le parcurgi și să le depășești. Eșecuri și greșeli cu toții facem, contează doar atitudinea cu care învățăm să trecem peste ele și să depășim atât momentul cât și anumite praguri. Așa că am să încep să vorbesc despre pași, nu i-am numărat, nu știu cât sunt, o să-i numărați voi eventual și o să-mi spuneți câți au fost, nici măcar nu i-am mai socotit la un moment dat, am scris, mi-am notat, mi-am pus câteva notițe doar ca să caut să fiu ordonată, cronologizată, nu neapărat că astea vor fi regula lor sau ordinea, neapărat. Important e să țineți cont de ele, să le treceți prin filtrul minții, să le discutați cu cei care v-au invitat și ulterior să le aplicați dacă veți considera oportun și pentru voi, pentru dumneavoastră.
îmi permit să vorbesc cu voi, pentru că mă simt așa, parcă mai apropiată când spun, când vorbesc la Pertu, nu neapărat trebuie să vorbesc, să folosesc pronume personal, pronume nu, de politețe. Așa, bun. Primul lucru pe care, nu neapărat că l-am făcut, am reflectat ulterior, pentru că ceea ce vă spun, repet, sunt experiența a 19 ani. Și acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș urma acești pași. Primul punct, mi-am notat așa, vorbește cu tine și vorbește cu jumătatea ta. E foarte important, dacă ești căsătorit, căsătorită, să faci echipă cu jumătatea ta, iar dacă nu ești, nu-i problemă, fă echipă cu tine, adică vorbește cu tine. Când spun vorbește cu tine, începe să-ți pui câteva întrebări care te vor ajuta să-ți descoperi de ce-ul tău. Și puneți întrebările în felul următor. Mă rog, nu știu dacă e chiar prima sau e cea mai importantă, dar toate sunt importante. Cine sunt și unde mă situez eu astăzi în societate? Important. Cât ești de importantă persoană în societate sau ce ai făcut, ce faci important? Cât de multă lume te cunoaște? Cât ești de valoros în societate unde lucrezi, unde desfășori activitatea? Sunt mulțumit de tot ceea ce am? Nu știu, când spun tot ceea ce am, tot ceea ce ai dobândit până la vârsta asta. Și pun întrebările astea gândindu-mă, iar spun, mă întorc la experiența noastră, pentru că noi nu eram mulțumiți de toate aceste lucruri în momentul în care am pornit afacerea. Chiar aveam nemulțumire, așa cum spuneam. Puneți întrebarea, vorbește cu tine și spune întrebarea, îmi ajung banii care i-am? Călătoresc unde vreau, când vreau, cu cine vreau, în locațiile în care mi le doresc? Am o casă, am o mașină, nu știu, cu ceea ce câștig și cu veniturile care am, pot să-mi ajut copiii, pot să-mi ajut părinții, se pot baza pe mine. Și aici când spun de părinți, de copii, știți, încă mai întâlnesc oameni cu gândirea extrem de învechită că în continuare copiii, indiferent ce vârstă au, trebuie să ajutați de părinți. Și probabil că mai cunoașteți și știți și voi persoane, astfel de persoane. Au 30-40 de ani și dacă au părinții, îi mulg. Mă scuzați de expresii, dar pe ai lor părinți, așteptând tot ei să le dea. Credeți că e normal? Eu nu cred. De-aia mi-am și notat lucrul ăsta. Și mi-amintesc că pentru noi chiar era o problemă. Mi-amintesc că eu și cu soțul meu, așa cum spuneam la începuturi, când nu aveam bani și nu ne permiteam pentru că salariile erau cum erau, mergeam la țară și de multe ori părinții ne dădeau bani de combustibil să ne întoarcem cu mașina în oraș. Era jenant. Era jenant. Și ne-am propus și am fost extrem de ambițioși și am spus, în momentul în care vom construi business-ul ăsta, îl vom face să meargă, să funcționeze, astfel încât să ne putem permite să ne ajutăm părinții, să nu mai aibă nicio grijă, ca noi să le oferim lor tot ceea ce le trebuie. Și credeți-mă că asta am făcut. A fost un vis al nostru. Dacă e un vis și al tău, gândește-te la asta. Sunt împlinit? E o întrebare bună. Sunt împlinit. Am ajuns la o vârstă. Nu știu, poate ai 20 de ani. Ești împlinit? Poate ai 40. Ești împlinit? Unde vreau să ajung și cine vreau să devin? E foarte important. Dacă ți-ai pus prima întrebare, unde mă situez astăzi și unde vreau să ajung, cine vreau să devin? Și în același timp, ce sunt dispus să fac pentru o perioadă, ca visele mele, ca scopurile mele, ca toate aceste întrebări pe care mi le-am pus, să devină realitate. Așa cum spuneam, răspunzând, vorbind cu tine, vei ajunge să-ți descoperi de ce-ul. De ce m-aș implica într-o afacere de network marketing? Dacă nu ți-a fost suficient faptul că poți să ai venituri suplimentare, că poți să folosești produse de calitate, că nu implică riscuri, atunci asociază-le și cu răspunsul la întrebări, și vezi dacă găsești de ce-ul pentru care te implica în afacerea de network marketing, respectiv afacerea Emoi. Și, bun, haideți să vedem mai departe. Dacă nu ați reușit să notați întrebările, sigur v-au rămas întipărite sau dacă nu va mai exista o variantă pentru că va fi o înregistrare și veți putea să reascultați,
și să vă notați sau să reflectați. Mie de multe ori mi se întâmplă să reascult un lucru pe care l-am, respectiv o întâlnire pe care am vizionat-o sau am auzit-o odată și a doua oară să înțeleg parcă mult mai mult și să reflectez mai intens. Un alt pas important este următorul. După ce ți-ai clarificat răspunsurile la întrebări, ai nevoie să înțelegi că pentru a-ți depăși statutul, condiția, nivelul financiar și social, este nevoie de schimbare. Ai nevoie să accepți că trebuie să faci schimbări. Și când spun asta, aici este un subiect despre care am putea să vorbim ore în șir, pentru că e foarte intens și interesant în același timp. Mi-am notat două puncte, două aspecte care sunt vitale. Și, dragilor, nu neapărat afacerea EMOI, indiferent ce ai face în viață, dacă vei ține cont de aceste lucruri, crede-mă că rezultatele vor fi pozitive. Vei avea succesul de partea ta. Primul lucru pe care trebuie schimbat este gândirea. Și am mai scris un al doilea lucru, influența. Măcar astea două sau sunt extrem de importante, de la care divagă mai multe alte schimbări. Bun, și hai să vedem ce înseamnă să ai o altfel de gândire. Și nu o spun eu, o spun oamenii înțelepți și filozofii și autorii marilor cărți pe care le-am citit și spun așa, suntem astăzi rezultatul gândirii și deciziilor pe care le-am luat în trecut. Putem fi mâine rezultatul gândirii de astăzi și a deciziilor pe care astăzi le luăm. Și hai să reflectăm un pic. Ce înseamnă să ai o gândire pozitivă? Ce înseamnă să ai o gândire optimistă? Ce înseamnă să ai o gândire orientată spre succes, spre rezultate? Și de ce am scris și de ce mi-am notat eu și mi-am propus să vă spun asociată cu influența? Pentru că, indiferent câtă voință ai avea, singur este mult mai complicat și mai greu să-ți îmbunătățești toate aceste lucruri, aceste schimbări de gândire, dacă nu ai o influență pe măsură. Și când spun influență, mă refer cercul de prieteni și oameni în cadrul cărora îți petreci cea mai mare parte a timpului tău. Pentru că am mai vorbit despre subiectul ăsta și nu vreau să-l dezvolt, ci doar să reamintesc câteva lucruri apropo de influență, cu toții suntem extrem de influențabili. Ești astăzi aici în întâlnire pentru că cineva te-a influențat. Cum? Te-a determinat, ți-a spus câteva argumente pentru care a meritat să fii în această întâlnire. Ai făcut o școală pentru că cineva te-a influențat, ți-a spus și te-a îndrumat acolo. Asta înseamnă influență. Poate ai o mașină care tot sub influența cuiva ai decis să o cumperi că ți s-a spus că este foarte bună. Și lista poate continua. Suntem suma influențelor oamenilor din jurul nostru. Și atunci, spuneți voi dacă nu este valabilă și extrem de reală și în deciziile care le luăm pentru viața noastră, pentru business, pentru sănătate și pentru absolut orice. De aceea mi-a fost foarte important și m-am felicitat și eu și soțul meu pentru decizia care am luat-o de a ne implica în această afacere, pentru că am intrat într-un cerc de influență extrem de benefic. Oameni cu o gândire pozitivă, cu influențe bune, oameni cu care ne-au ajutat să ne schimbăm, pur și simplu ca și oameni. Și mă întorc. Cine sunt eu astăzi și cine pot să devin? Asta ține de tine, de deciziile care le iei, de influența și gândire. Și apropo de gândire, pentru că nu mă duc doar la business, mă duc la orice stă de gândire pozitivă. Zilele trecute am vizitat o cunoștință mai veche și am rămas impresionată, cutremurată, neplăcut de faptul că mi-a povestit că e foarte bolnavă și mi-a arătat două sertare pline cu medicamente și mi-a spus, datorită lor trăiesc. Și acum vreau să vă întreb pe voi, credeți voi că doar datorită acelor pastile trăiește? Este rezultatul gândirii. Atâta timp cât ți-ai pus în cap, în gând, că doar datorită lor trăiești și dacă nu le iei într-o zi, tu mori, ai devenit dependent de ele.
Și vă întreb ce a determinat-o și ce a condus-o spre aceste gânduri. Tot influența. Auziți oameni care spun, băi, trebuie să-mi iau medicamentele pentru inimă, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Dacă ești o persoană conștientă când nu ai probleme de sănătate, eu nu spun că n-ar trebui să le iei. Doamne ferește să nu să fie cineva pe aici și să spună, stai că nu le mai iau de astăzi sau de mâine. Nu. Spun doar că în momentul în care ești un om sănătos, trebuie să fii conștient că trebuie să întreții sănătatea. Să faci sport, să iei suplimente nutritive, să ai o gândire pozitivă, să ieși în cercuri de oameni pozitivi. Deci toate aceste lucruri te duc spre succes. Când spun succes, nu înseamnă doar cel financiar. Succes înseamnă și sănătatea ta, și gândirea ta, și persoana care devii. Dar pentru asta ai nevoie de această influență pozitivă. Ai nevoie de o gândire, repet, nu o să poți de unul singur de mâine să-ți schimbi gândirea dacă nu ești într-un cerc de influență corespunzător. Și asta vă spun din experiența proprie. Suntem oameni, am fost oameni dintr-o pătură socială medie, în care ne înconjuram de oameni de același calibru, în care gândirea noastră era similară cu a lor și din punct de vedere financiar și social și personal. Ai nevoie să urci cu o treaptă mai sus, așa cum sunt clase sociale, sunt clase la școală, sunt trepte la bloc, la scări, sunt trepte. Cu cât urci mai sus, cu atât ești mai fericit, cu atât devii mai bun, cu atâta ești mai confortabil cu tine. Și atunci ai nevoie să stai în preajma oamenilor cu astfel de gândire să poți urca. Să te duci în medii în care oamenii sunt un pic mai deștepți ca tine, sunt un pic mai buni decât tine, ca să poți să iei influență de la ei. Pentru că suntem influențabili, așa cum v-am spus. Și gândirea, repet, în momentul în care ai luat o decizie să faci ceva și cred și vă influențez pozitiv să luați decizia să vă implicați în afacerea Amway, dacă nu pentru banii care îi câștigi, pentru influența pe care poți să o ai, pentru gândirea pe care poți să o transformi într-o gândire pozitivă, pentru persoana care devii, pentru că vei deveni cu totul și cu totul alt om. Spuneam de persoana care crede că poate trăi din medicamentele respective, suntem de o vârstă. Și i-am spus, eu sunt sănătoasă, eu nu am nimic. Eu sunt un om sănătos. Nu sufăr, n-am nicio problemă. Și nu vă imaginați că nu am ceva. Ceva. Dar nu dau atenție, nu mă concentrez asupra acelui lucru negativ din viața mea. Cu cât te concentrezi mai mult la un lucru, cu atât devine în viața ta o persistență. Și atunci, dragule, draga mea, concentrează-te pe rezultate. Concentrează-ți gândirea și mintea pe succes. Imaginează-ți cum poți să ai o vacanță frumoasă, cum poți să călătorești, că ai bani suficienți. Toată această gândire se va reflecta în viața ta, în mintea ta și se va transforma în realitate. Dar nu e suficient doar astăzi, după întâlnirea asta, să te așezi în pas și să începi să gândești visător la toate aceste lucruri și mâine se va realiza. Ai nevoie de o constantă. Ai nevoie să fii perseverent în a gândi pozitiv și de a-ți urmări scopul. Și încă o dată, doar într-un mediu pozitiv, ca și cel în care sunteți în seara asta, cu lideri pozitivi, cu oameni pozitivi care gândesc în aceeași direcție, spre a avea rezultat, spre a avea succes, astfel vei reuși. E complicat? Nu e complicat deloc. Pentru că dacă stai un pic să reflectezi care îți sunt prietenii și care îți este mediul de influență, și caracterizează-te pe tine, pentru că nu ești mai departe de ei. Eu nu spun că e bun sau rău, doar ca să poți să faci o analiză. Ok, bun. Deci, gândirea trebuie să fie pozitivă și ca să poți să menții lucrul ăsta, repet, este nevoie de influență. Și, cum spuneam și la început, nu există succes fără eșec. Și eșecul îl numim așa, este lipsa rezultatelor, practic, eșecul. Și se întâmplă pentru că nu avem experiență. Pentru că n-am mai făcut acel lucru în mod repetat. N-a devenit o obișnuință pentru noi. Și din cauza asta poți să spui, nu merge, nu funcționează. Și atunci, în acele momente,
ai nevoie de o gândire pozitivă să spui eu merg înainte orice ar fi. Eu sunt valoros, eu sunt bun, eu reușesc, eu am o viață frumoasă. Eu am început, am pornit pe un drum în care vreau să-mi ajut copiii, să-mi ajut părinții. Vreau să am vacanțele visurilor mele. Vreau să fac, asta fac. Și atunci, astea sunt metodele care te țin în viață, când spun în viață cu ghilimele de rigoare, nu la propriu, la figurat, te țin în afacere, te țin pe același drum și dacă ai eșuat, să cauți cu optimism să mergi înainte fără să te dai înapoi. Fără să dai înapoi. Asta înseamnă, deci nu v-am vorbit până acum nici de business, nici de nu știu ce metode, de nimic. Despre ceea ce contează în mod principal, gândirea și influența. Pentru că dacă vei sta în preajma astfelor de oameni și vei căuta să reglezi modul în care vezi perspectiva, garantat succesul va veni. Nu e azi, nu e mâine. Va veni pe drum. Este în calea ta, te urmărește, este atât de aproape, este atât de aproape de tine încât, pentru că ești foarte aproape de el, nu-ți dai seama că ești lângă el. Bun, mergem mai departe. Am vorbit despre... Mai avem câteva minute și deja am vorbit despre un singur punct, dar nu regret pentru că eu cred că e cel mai important. Și apropo, de unde ți-e această influență și... Spuneam de la echipă, de la întâlniri, dar, dragilor, avem nevoie de cărți motivaționale, avem nevoie să citim. Cei care v-au invitat o să vă recomande cele mai potrivite cărți pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să vă spun măcar una, ar fi Conducta de milioane, cea mai ușoară carte și cea mai eficientă ca să-ți dai seama de tine că timpul trece și nu o să mai poți munci în aceeași măsură ca și astăzi. Și acolo în cartea aia e cel mai bun exemplu. Întrebările sunt, de fapt, răspunsuri. Sunt foarte multe cărți, n-am să vă dau prea multe titluri, dar mă bazez pe faptul că cei care v-au invitat o să vă facă recomandările potrivite. Întâlnirile. Sunteți prezenți la o întâlnire. După această întâlnire, nu știu ce veți spune. Orică v-am întâlnit o femeie care nu era cu toate acasă cam nebună, dar să știți că ăștia reușesc, ăștia care au o doză de nebunie, ăștia care își dau drumul la gură și nu se mai opresc. Sau... Deci spune, mă, au avut dreptate. Decizia e în buzunarul vostru. Dar eu cred că măcar un gram de informații va rămâne în mintea și sufletul dumneavoastră și veți merge cu ea. N-aveți cum să uitați chiar toată întâlnirea. Și o să vă urmărească că trebuie să aveți succes. Bun, un alt punct în momentul în care ai luat decizia să construiești afacerea, fă echipă cu îndrumătorul tău. Persoana care te-a invitat, chiar dacă e de o vârstă cu tine, chiar dacă e mai tânără ca tine, chiar dacă ai impresia că nu e cine știe ce, crede-mă că este cu mult mai bun decât tine, pentru că are mult mai multă experiență. Și ascultă-l, pentru că dacă nu-l vei asculta, din start îți spun, eșecul este lângă tine și de partea ta. Îndrumătorul, cel care te-a adus, cel care te-a invitat, este persoana care are experiență, crede-mă, și știe cu mult mai multe lucruri. Și... dacă nu îndrumătorul îndrumătorului tău și caută să-l respecti, indiferent dacă ești prieten foarte bun cu el, respectându-l vei primi respect, să nu uiți asta. Și ascultă-l și urmează pașii care ți-i recomandă. Pași pe care am să vă spun și eu câțiva dintre ei, nu înainte să vă mai spun un lucru. Ai nevoie urgent de o agendă. O agendă, ăsta este primul lucru care îți trebuiește în momentul în care ai decis. După ce ai stat de vorbă cu îndrumătorul, dacă vorbim, o să spui prima comandă. Da, e importantă, dar ia-ți agendă. Cumpără-ți o agendă dacă nu ai făcut un caiet până îți cumperi agendă. Pentru că acolo, și așa, probabil că spui, eu nu prea am timp, nu am bani, nu am resurse, nu mă pricep. Cu agenda vei reuși să te organizezi. Este va fi cel mai bun prieten al tău dacă vrei să ai rezultate. Pentru că este organizatorul tău, este prietenul tău, este cel care o să-ți aducă aminte de ce ai de făcut. Și în agenda, împreună cu îndrumătorul tău, notează-ți zilele în care planifici să te ocupi de afacere și acțiunile pe care le faci. E foarte important. Agenda. Nu uita, agenda. Știți reclamele alea în care îți spuneți 10 ori un cuvânt? Așa fac eu ca să vă intre bine. Bun.
După care, ce ai de făcut? Pași, m-am spus, cei mai importanți pentru un start bun. Învață, alături de îndrumătorul tău, să-ți faci o listă de nume. Și o să spui, dar ce mare filozofie, auzi cum să învăț, că ce e atâta de greu. Nu-i greu, nu-i ușor, e interesant, atâta îți spun. Pentru că lista de nume, dacă o să întrebi pe mulți dintre lideri, nu și-au făcut-o din start, de la început. De-aia noi tot batem în momentul în care începem și vorbim despre aceste lucruri. Fă-ți lista de nume. Și știți de ce? Pentru că noi n-am făcut-o și am întârziat procesul de reușită, de rezultat. Pentru că n-am făcut lucrurile ca la carte. Am zis, ei, na, acum. Și știi cum ai impresia că, dar nu mă vede, eu spun că am făcut-o. Ei, și atunci când ai tu impresia că nu te vede, cineva te observă. Pentru că știți cât îți de șmecheri îndrumătorii ăștia? Știi cum te citesc că tu nu ți-ai făcut lista de nume? Te descoperă, uite așa, te miroase că n-ai făcut-o. Pentru că știți, de multe ori stau și ascult unii parteneri cu care povestesc și îmi spun, da, știi, am făcut aia. Deci ei mi spun așa niște minciunele atât de împachetate și au impresia că noi îi credem. Noi cu experiența care o avem în afacere am trecut prin minciunele de astea de nu știți câte am primit, astfel încât știm când e pe bune sau nu e pe bune. Pentru că nici noi n-am făcut-o la început și tocmai de asta batem cu lista de nume. Este extrem de importantă. Fă-o cu îndrumătorul, fă-o la recomandarea lui. Învață să faci invitații, să arăți planul. Învață să-ți faci prima comandă, învață cum să-ți trimiți comenzi. Deci sunt lucruri de start. Vedeți că nici nu le-am mai enumerat, dar sunt pași de start. Învață produsele. Vai, mi-amintesc când m-am implicat în afacere, nu erau ca și astăzi atâtea traininguri, atâtea întâlniri online în care să ai acces la atâta informație și mi-amintesc că mi-am luat agenda și m-am dus la îndrumătoarea mea, am sunat-o și am întrebat-o când poate să-mi acorde o oră și mi-a acordat și mi-am notat despre fiecare produs în parte ca să pot să știu să le explic. Dar atenție, că eu oricum le foloseam, dar am vrut să aud de la ea modul în care le explică, să învăț să le explic la fel, ca să am și eu un vocabular și niște cuvinte pe care le folosea. Și vă spun că mi-am notat, am caiete întregi cu prezentările de produse. Pentru că am vrut să reușesc, pentru că am vrut să am rezultate. Și asta am făcut-o în momentul în care am crezut, am tratat cu superficialitate pașii de început. Am zis aia, ce așa, îmi fac listă, lasă, mai fac eu listă, că sun eu și... Am învățat să sun, să dau telefoane și să invit pentru plan de marketing sau cum să fac o invitație corect. Și aici iarăși nu o să vă dau eu exemple acum pentru că nu ne permite timpul, întrebați pe cei care v-au invitat în această seară. Pentru că sunt lucruri extrem de simple, dar sunt complexe, ca să le spun așa, pentru că știi să o faci într-un anumit fel ca să ai și rezultat. Învață să stabilești target-uri lunare. Îmi amintesc că de la fiecare lună, partea bună este că în vremea respectivă și de acum vor continua cu întâlnirile, aveam întâlniri destul de dese, întâlniri offline, nu online, în care vedeam persoanele care au rezultate recunoscute, apreciate, felicitate. Și eu când vedeam rezultate la alții și la mine nu, credeți-mă că îmi venea să ieșeam de la întâlnirea aia și îmi venea pe drum până acasă să încep să mă activez și să fac treaba. Și mi-am propus în fiecare lună să am rezultate, să cresc de la un nivel la altul. Fă-ți lucrul ăsta, pentru că nu se întâmplă, se programează. Și în momentul în care ai programat, ai și gândit pozitiv spre acel lucru și toate energiile se concentrează asupra lucrului pe care tu trebuie să-l faci și să-l realizezi. Puneți în plan, până la sfârșit, suntem la începutul lunii mai. Propuneți până la sfârșitul lunii, nu-ți spun eu ce nivel. Spune-ți-l tu, consultă-te cu îndrumătorul, dar fără, acționează. Pentru că doar planificând și acționând, atunci o să ai rezultate. Bun. Caută să fii corect cu tine în ceea ce înseamnă programarea. Dacă tu într-o lună te-ai dus la servici de dimineață până la ora D și în afaceri te-ai implicat doar într-un weekend sau două, iar la sfârșitul lunii nu ai rezultatele care ți le-ai propus, atunci nu fi frustrat și renunța. Caută să echilibrezi. Vezi cât ai lucrat la servici și vezi cât ai lucrat în afacere. Și atunci fii sincer cu tine. E important lucrul ăsta. Asta te poate ajuta să poți să mergi înainte, să fii corect cu tine însuți. Bun.
Caută să faci minim 200 de puncte personale lunar. Dacă îndrumătorul tău este alături de tine, te ajută, te sprijină, te îndrumă, petrece timp cu tine, arată-i și tu că îți pasă de tine, de calificarea ta. Și atunci arată-i prin, măcar prin punctele personale. Pentru că, scuză-mă, dar dacă te-ai implicat în afacere, pas important este să fii consumator 100%. Folosește produsele în primul rând, să știi să le folosești ca să le poți recomanda. Iar în momentul în care o faci, omul care va cumpăra de la tine sau care se va alătura ție, o va face pentru entuziasmul care l-ai. Pentru că atunci când îl folosești, să vezi cum vorbești despre el. Nu din cărți, că știi, ai auzit tu că asta face. Fii consumator, recomandă, vinde și fă minim 200 de puncte. Învață pas cu pas fiecare etapă. Așa, învață să fii pozitiv. Bun, mă opresc pentru că timpul l-am depășit cu mult. Sper că nu v-am plictisit. Am promis că rămân câteva minute pentru sesiunii de întrebări și răspunsuri. Nu înainte să vă mai spun atât. Rezultatul care l-am obținut făcând afacerea asta nu a fost doar bani, nu sunt doar banii, nu sunt doar vacanțele care le-am obținut, pentru că Emo îți oferă vacanțe de lux în stațiuni elegante din întreaga lume. Aș putea să spun pe unde n-am fost, că pe unde am fost sunt prea multe. Am devenit o altă persoană, am o gândire pozitivă, sunt optimistă, ofer și împrăștii entuziasm, energie bună a celor din jurul meu și asta e mare lucru. E mare lucru că atunci când mă întâlnesc cu cineva, îl energizez. Vreau să fac un semn la soțul meu, dar nu m-a prins, a plecat pe lângă mine. Și e foarte important persoana care devii. Și credeți-mă că la un moment dat ajungi să conștientizezi că lucrurile care le-ai obținut, nu doar banii, sunt extrem de importante. Mult mai importante. Într-o altă întâlnire o să vă vorbesc despre tot ceea ce am obținut, despre lucrurile importante, dacă o să mă provocați și o să vreți lucrurile astea. Dar, repet, este important persoana care devii. Și devii. Te transformi, ajungi un alt om. Bun, acum vedeți că eu mă dau la lumină ca să mă vedeți mai bine, pentru că nu mi-am aprins încă, am profitat de lumina de afară. Vreau să văd dacă aveți întrebări și dacă pot să vă răspund la întrebările voastre în câteva minuțele.